Am făcut bruschete cu roșii după rețeta Jamila Cuisine. Au ieșit foarte gustoase. Eu am folosit pâine de secară pe care am prăjit-o în aparatul de prăjit pâine. După aceea am picurat câte puțin ulei de măsline peste ele și am tăiat roșiile, sherry, în bucățele mici ca să pot să le pun deasupra pe feliile de pâine. După aceea am făcut mărunt usturoiul și am pus și usturoiul peste feliile de pâine. Iar nu am avut măsline negre, am avut măsline verzi pe care le-am tăiat și le-am pus deasupra. După cum vedeți și dumneavoastră, au ieșit foarte frumoase, dar sunt și foarte gustoase. Puteți să încercați și dumneavoastră, e foarte ușor de realizat acest meniu. Se poate servi dimineața sau seara împreună cu alte gustări. Poftă bună!